1000 de copii care provin din comunități vulnerabile au șansa să meargă la grădiniță, să aibă acces la educație, să învețe lucruri noi, să se joace și să-și facă prieteni. În timp ce alți copii de vârsta lor sunt în vacanță, ei abia acum descifrează tainele învățăturii. De ce nu au mers nici măcar o zi la grădiniță? Răspunsuri sunt multe. Nivelul de trai, lipsa unor modele, părinții plecați la muncă în străinătate, familiile defavorizate. Ecuația este greu de rezolvat de statul român, care încă mai caută soluții. ONG-urile acționează, în schimb. La grădinițele estivale ale Salvați Copiii au șansa să se pregătească pe timpul verii. Vin din familii dezavantajate social, familii sărace, familii fără ocupație sau părinți care sunt plecați la muncă în străinătate. Este cel de-al 13-lea an când noi derulăm acest program în județul Dâmbovița. La nivel național avem în 35 de grădinițe pentru 1000 de copii. Avem și copii care nu au fost niciodată la grădiniță și nu știu ce înseamnă un creon, un pix, o poveste. Și noi aici încercăm să acoperim golurile pe care ei le au pentru în toamnă să fim la fel ca și ceilalți copii. Angelo nu a mers nici măcar o zi la grădiniță. Îi place la cursurile de vară și spune că și-a rugat părinții să-l ducă. Însă, deși din toamnă va fi în clasa pregătitoare, nu a frecventat grădinița deloc. Ai mai fost la grădiniță până acum? Nu? Dar ce ai făcut tu acasă? De ce nu te-ai dus la grădiniță? Păi, n-am fost la grădiniță. De ce? Pentru că n-ai avut fizicat. N-ai avut ce? Fizicat. N-ai avut certificat? Și ai fi vrut să mergi mai mult, să vii cu copiii de vârsta ta? Da. Ce făceai tu acasă când ei stăteau la grădiniță? Tu ce făceai acasă? Stăteam și mă jucam. Unde te jucai tu? În curte, cu mingea. Tu știi să numeri, știi cifrele? Nu. Nu. De când am fost la școală. Sara a fost doar 2 zile la grădiniță. Acum, în vară, este dornică să învețe lucruri noi și ar vrea ca de la anul să meargă în fiecare zi. M-am jucat cu colegii. M-am desenat. Îți place aici? Da. În România, rata abandonului școlar este în creștere, iar cifrele devin din ce în ce mai îngrijorătoare de la an la an. În cadrul programului derulat de ONG, în schimb, rata abandonului beneficiarilor este în scădere. Vara trecută, 600 de copii au venit la grădinița estivală, iar după terminarea grădiniței, 97% dintre ei au fost înscriși mai departe în sistemul educațional de masă.